Mai mulți politicieni proruși au interpretat cu rea voință declarațiile ministrului educației și cercetării de la Chișinău. Ei au speculat că autoritățile ar intenționa să închidă grădinițele. Așa cum Maia Sandu ar fi închis și școlile, un alt fals speculat de ei în toate campaniile electorale. Afirmații false și speculații fără nicio bază. Manipularea a fost răspândită pe Telegram, dar și pe site-uri afiliate Moscovei. Adevărul e că ministrul Dan Perciun a vorbit despre trecerea grădinițelor la autogestiune. Asta nu înseamnă închiderea grădinițelor, ci finanțarea echitabilă per copil după modelul de finanțare a școlilor. Dacă în cazul școlilor, deja de 8 ani de zile, 8-10 ani de zile, am trecut la finanțarea per elev, ceea ce înseamnă că școlile mai mari, respectiv care au și costuri mai mari, beneficiază de finanțare adițională, pentru că se respectă principiul banul urmează copilul, atunci în cadrul grădinițelor asta nu se întâmplă și avem de fapt o situație unde grădinițele mari din centrele urbane astăzi, din contul bugetelor care ar fi trebuit să le primească, subvenționează grădinițele mici din mediile rurale. Iar trecerea la formula per copil, inclusiv în grădiniță, o să ne permită un pic să echilibrăm acest aspect. Site-ul ziarului de limbă rusă Komsomolskaya Pravda a publicat un articol în care se spune că autoritățile ar fi luat decizia de a închide 8 școli din Ialoveni. Pe canalul de Telegram al acestui ziar găsim o postare în care se spune că 6 școli din Ialoveni vor fi închise în acest an. Pare că autorii s-au pierdut în cifre. Această informație falsă a fost distribuită și pe alte site-uri. Adevărul e că mai multe licee din Ialoveni nu vor deschide clase de a 10 ani acest an, iar asta pentru că sunt prea puțini copii care au depus dosare de înscriere. Mai mulți părinți din satele Văsieni și Ruseștii Noi au protestat în fața guvernului. În urma discuțiilor cu reprezentanții Ministerului Educației s-a găsit o soluție. Absolut nicio școală nu se închide cu statut de liceu. Merge vorba despre 6 instituții cu statut de liceu care nu au întrunit condițiile necesare pentru deschiderea unei singuri clase de a 10-a. Celor 6 instituții li s-a identificat câte o instituție zonală. Noi avem două zone aici, zona spre Țipala și zona spre Bardar. Cei din Bardar sunt redirecționați în instituțiile unde au dorit ei inițial să ducă Ialoveni și Chișinău, iar cei din Văsieni vin în Rusești Noi și se formează o singură clasă în Rusești Noi. Conform cadrului normativ, dacă 3 ani consecutiv nu deschid clasa 10-a, Consiliul Raional poate să schimbe statutul instituției de învățământ din liceu în gimnaziu. Nu există nici un proiect de decizie pe acest subiect. Mesajele precum că autoritățile în frunte cu Maia Sandu închid școli, universități și centre de educație sunt vechi și folosite în toate campaniile electorale. Datele statistice arată că tendința de reducere a numărului elevilor și studenților a început încă acum 20 de ani, iar numărul de școli a depins nu de cine e la guvernare, ci de numărul de elevi care scade de la an la an din cauza migrației și natalității scăzute.